primul rând am avut ambiții. În al doilea rând a spune că am avut talie și dorința de a face ceva, de a depăși ceva, că asta de fapt este. Să vrei să te duci mai sus și din cauza centimetrului, din cauza cronometrului, te trage performanță. Primul sportiv român medaliat cu aur la o ediție a campionatului european de atletism în sală pentru seniori, Carol Corbu, își serbează pe 8 februarie, ziua de naștere. Sportiv de legendă al clubului Steaua București, Carol este atletul cu cele mai multe prezențe în întrecerea continentală, 9, și are în palmares o săritură în proba de triplu salt, care este cu greu de depășit în România chiar și în ziua de azi. Într-un interviu exclusiv Steaua TV, Carol Corbu povestește cum a ratat medalia la Jocurile Olimpice de la München din 1972 și care este marea sa dorință acum la 75 de ani. Domnule Carol Corbu, ce a reprezentat atletismul pentru dumneavoastră? Atletismul a fost așa, o încercare. La liceu am îndrăznit prin clasa 10-a să mă duc, că am auzit că e o școală sportivă în Pitești. Și m-am dus acolo, i-am spus profesorului că aș vrea să fac și eu. Ce să faci? Înălțime, eram înalt, mă dusesem la 1,90 ceva, zic gata, zic fac înălțime. Și n-am mers înălțime, așa am început să fac și lungime, triplu, garduri, am făcut pe toate, suliță. Așa m-am apucat, așa mi-a intrat microbul. Sunteți primul român campion european în sală și totodată primul român care are cele mai multe participări la campionatul european, 9. Eu sunt supărat că sunt singurul medaliat cu aur dintre băierți, dintre atleții români. Noi am avut posibilitatea să mai avem performanțe mari. Cea mai mare durere a fost Olimpiada, pentru că singurul care a avut șanse să câștige titlul olimpic a fost Marian Opre. Ați prins două finale la Jocurile Olimpice în proba de triplu salt. Ce v-a lipsit pentru a cuceri o medalie? Singura dată când am avut posibilitatea să câștig medalia a fost la München. Atunci eu am avut rezultatele cele mai bune, a fost ascensiunea exact, să zic așa, pe vârf de formă la Olimpiadă, dar a intervenit o accidentare urâtă. Înainte de Olimpiadă, cu 3 săptămâni, m-a prins o halteră cu 160 de kilograme la un exercițiu de semiflexiune și acolo mi s-a tăiat, m-a prins cu nerv sciatic, m-am chinuit până la Olimpiadă. Am concurat, de fapt, accidentat. Eram favorit într-un fel și, mă rog, și federația aștepta și toată lumea și armata a așteptat. Păi am avut de suferit că n-am luat medalia. În toată cariera dumneavoastră de sportiv, care a fost momentul în care ați fost cel mai mândru de faptul că sunteți român? Când ești pe locul 1 și ți se cântă imnul, atunci e ceva deosebit. Ce reprezintă Steaua pentru dumneavoastră? Aici am avut sprijinul cel mai mare. Pentru că și prin rezultate și prin tot ce am obținut eu, au venit recompensele. M-au făcut din civil ofițer, de la gradul de ofițer am ajuns până când m-am lăsat de sport. M-am făcut antrenor, după aceea instructor și vicepreședintele clubului. Ai considerație față de acest club pentru că am fost sprijinit. Nu ca alte sporturi, cu locuințe, cu nu știu ce, aveai facilități dacă făceai un joc. La noi a fost greu. Eu am schimbat 9 case ca să pot să ajung la o garsonieră de confort 1. În ce fel v-a marcat atentatul de la Jocurile Olimpice din 1972 de la München? A fost un șoc. Cel puțin adunarea aia de doliu de stadionul olimpic a fost ceva impresionant. M-a impresionat când am ajuns în Israel și le-am văzut mormântul la cei care au murit atunci. După Revoluție am făcut un cantonament acolo, într-un schimb din ăsta. A fost un antrenament comun de pregătire, că ei căutau să-și implementeze și ei de la noi ăștia care aveam rezultate, probabil, și de-aia ne-au și invitat. Și când am văzut acolo, mi s-a părut așa, mi s-a făcut pielea de găină. Tot în 1972 la Jocurile Olimpice, știu că la un control antidoping ați ieșit pozitiv. Puteți să ne povestiți ce s-a întâmplat? Eu am plecat de la concurs după 4 sărituri, a 5-a m-am făcut praf, n-am mai putut să mai stau în picioare și m-au luat pe drum, zice, haideți la control. A doua zi au venit antrenorul la ușă la mine și zice, dă ce te-ai dopat. M-a luat direct. Întâi m-au băgat la comisia mare. Toată povestea a fost că mă uitam, puneau întrebări din astea, zice, dar părinții dumitale s-au drogat vreodată? N-am ce să le spun că tata n-a văzut un stadion în viața lui.
Vrei să faci contraexpertiza? Zic, sigur că vreau. Eram convins că nu poate să ia. A fost o greșeală. Și atunci era un doctor, profesorul Beckett, care făcea parte din... Era englez din comisie. I-a cerut cutia cu pastilele doctoriței și l-am văzut că a scos un pixuleț și pe aia a început să-și facă niște formule, ca la ora de chimie. Zice, vom face contraexpertiză. Și m-am dus la contraexpertiză, toată analiza a făcut-o un laborator german. Englezul, el venise cu un plan. Zice, mergi și dă o probă de urină. Am dat proba de urină și l-a luat și pe doctorul nostru Ștefan. A dat și doctorul o probă de urină și după care doctorul i-a dat două pastile. După o oră a așteptat, după încă o oră să-i facă și proba doctorului. La mine a ieșit din nou, tot cu pozitiv, deși era un milimetru trecut, ieșit din grafic. Și a ieșit și doctorul. Medicul german era cătrănit că ei nu aveau voie să nu știe că acest medicament nu are ceva în el care e interzis. Iar în comisie mi-au și spus, zice, păi, medicamentul care l-ai luat, substanța care ai luat-o și te-ai dopat, nu se mai folosește din anii 40 și ceva, erau pentru aviatorii germani care plecau noaptea și bombardau. Așa au venit cu rezultatul și seara s-a făcut mare banchet la noi, la Delegația României. Mamă, mamă, toți, că au venise de acasă cu salam de Sibiu, cu prăjiturele, cu tot felul, o masă, cu vinuri, cu șampanie. Era o fericire că nu m-a scos. Eu zic, au făcut banchet. Eu n-am știut și m-au chemat și pe mine acolo. Doctorul Beckett a venit personal și și-a cerut scuze în numele Comisiei Medicale. Suntem într-un an 2021 în care avem în față două competiții majore de atletism în sală, europene și mondiale, dar și Jocurile Olimpice de la Tokyo. Ce sfat le dați sportivilor care vor reprezenta România la aceste concursuri? Părerea mea, nimeni nu este pregătit ca să te duci la o competiție de genul ăsta unde s-ar putea să n-ai nici spectatori. Și atunci, că mă uit la tenis acum așa, îi văd, luptă sportivii, trag acolo, dar parcă nu au niciun fel de tragere de inimă. Deci va fi grea. Ei trebuie să-și îmbunătățească performanțele personale. Dacă ai reușit acolo și treci peste performanța ta profesională, s-ar putea să intri undeva în finală, ar fi ceva, ar fi semnificativ. Împliniți anul acesta o frumoasă vârstă. Ce vă doriți acum, la 75 de ani? Eu să fiu sănătos. Asta mă preocupă, treaba asta, să fiu sănătos. Ies la plimbare, pe câmpuri, pe păduri, la vânătoare. Ce să fac? Asta e... Mai mă duc pe la grădină, mai pui o roșie, o ceapă.